Ruta culturală a bisericilor de lemn din Bucovina a fost recunoscută și certificată recent. Cea de-a cincea rută culturală propusă de Consiliul Județean Suceava face parte din Ruta culturală națională a bisericilor de lemn din România, alături de cele din Bihor, Cluj, Satu Mare și Maramureș. Recunoașterea a venit din partea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin Direcția Generală Turism. Ruta include locașuri de cult precum Biserica Sfântul Mercurie și Sfânta Ecaterina din Rădășeni, Biserica Înălțarea Domnului din Vama, Biserica de lemn a lui Dragoș Vodă din Putna, singura biserică medievală de lemn păstrată pe teritoriul României, Biserica Nașterea Maicii Domnului din Câmpulung Moldovenesc, dar și alte locașuri de cult din lemn. 29 dintre acestea sunt incluse în lista monumentelor istorice, 4 de categorie A și 25 de categorie B. Programul european privind rutele culturale a fost creat în anul 1987, având ca scop evidențierea existenței unui patrimoniu comun. Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri este membru al acordului parțial extins privind rutele culturale certificate de Consiliul Europei.